Bună ziua, Vlad. Sunt aici alături de tine astăzi pentru a desfășura podcastul în urma proiectului Acomodare pentru Refugiații Ucrainieni, un serviciu de bibliotecă publică pe care îl derulăm alături de Fond România și finanțat de Uniunea Europeană. Astăzi am vrea să vorbim despre trei lucruri diferite. O să începem cu o mică recapitulare în ceea ce privește interacțiunea cu refugiații, cum pot bibliotecarii să-i acomodeze în mod practic, unele lucruri pe care trebuie să le aibă în vedere, după care am vrea să trecem din partea dumneavoastră la niște propuneri de activități practice ce se pot derula de către bibliotecari cu refugiați, în așa fel încât să îi acomodeze cât mai bine, să-i ajute să se integreze social și să treacă peste anumite obstacole pe care aceștia le-ar întâmpina. Și în ultima parte a podcastului am vrea să vorbim puțin în legătură cu feedback-ul. O să-ți dau să auzi părerile participanților noștri la ambele evenimente, atât în Chișinău cât și în București, ca să ai și tu o vedere asupra cum consideră ei că le-a fost de folos acest workshop, acest training, și să poți să vorbești și tu din punctul tău de vedere profesional, în ce măsură crezi că asta a ajutat bibliotecarii care au de-a face și care interacționează cu refugiații ucrainieni. Să începem cu prima parte. Dacă ne poți spune puțin, pe scurt, o recapitulare a workshop-ului și modul în care ce ar trebui să aibă în vedere bibliotecarii când interacționează cu refugiați și persoane trecute prin traumă. Bună ziua, sunt dr. Vladimir Nică, medic primar psihiatru și am participat la aceste două evenimente, unul desfășurat în Republica Moldova, unul în România. Din punctul meu de vedere, am observat asemănări între experiențele bibliotecarilor din Republica Moldova și din România. Cum poate puțin se așteptau, bibliotecarii s-au trezit într-o situație de a fi în prima linie în interacțiunea cu refugiații. Oarecum, din fericire, cazurile care au ajuns la nivel de bibliotecă sunt reprezentate de persoane care pur și simplu au fugit, foarte mare majoritate, mă refer, au fugit înainte de a fi în zonele respective activități militare intense și din această pricină persoanele respective nu au fost afectate, cum să zic, de partea de război în sine, de partea militară, cât trauma a constat în părăsirea domiciliului, mutarea împreună cu copiii sau fără copii, despărțirea de cei dragi și altele de genul acesta. Deci nu niște traume legate de război, de confruntare în sine, decât poate așa doar tangențial. Adică, în mod obișnuit și în teorie, se pune foarte mare accent și tratamentele, mai ales psihiatrice și psihologice, s-au îndreptat spre niște traume majore, dar care se referă practic la persoanele combatante care au fost traumatizate foarte profund pentru că au fost martore la niște evenimente cu adevărat traumatizante. Cel mai probabil, așa cum discutam și cu bibliotecarii, genul acesta de persoane o să fie într-un eventual val următor, fiind constituit din persoanele care în perioada aceasta chiar participă în zonele de război cu adevărat în prima linie. Deci până acum n-au fost cazuri și atunci dacă nefiind cum să, din punct de vedere psihiatric urgențe sau persoane traumatizate major, abordarea este un pic diferită în sensul de
Bibliotecarii au și din experiența pe care au acumulat-o văzând și făcând, deci cumva la fața locului, fără o pregătire anterioară, ei s-au bazat practic pe bunul simț și pe, cum să zic, considerentele umane ce ar putea să facă ca să sprijine persoanele venite din zonele respective. Deci, neavând practic o pregătire, ci doar dorind, i-a mânat doar dorința de a ajuta și de a fi împreună și de a face tot posibilul ca refugiații să se simtă ok și să se simtă în siguranță. Și cumva, până la urmă, atitudinea aceasta este cea mai importantă, că până la urmă, cel mai important pentru tipul acesta de refugiați și tipul acesta de traumă e ca ei să se simtă în siguranță. Deci, condiția principală a stopării unei eventuale traume sau a trecerii mai ușoare peste această perioadă, de fapt, e să realizeze că au ieșit din zona cu potențial risc și sunt într-o zonă de siguranță. Și că pot să primească atunci când au o nevoie, pot să solicite ajutor, de exemplu, bibliotecarilor, cum e cazul de față. Chiar din contră, aș putea să spun că mulți bibliotecarii s-au confruntat cu o problemă în sensul de care au vrut să ajute mult prea mult și nu știau cum și ce să mai facă, adică cumva o supercompensare la nivel de ajutor. Și asta nu e neapărat benefică, poate să aibă și părți negative, și atunci i-am sfătuit ca ei să vină cumva să răspundă unor nevoi declarate ale refugiaților, adică să nu insiste prea mult, ci doar să fie acolo, să le ofere siguranță și la cerere ce se poate rezolva din nevoile acelor refugiați. Pentru adulți a fost mai ușoară, cum să zic, ușor de tolerat situația respectivă. Probabil că, din punctul de vedere al copiilor, schimbările fiind majore, probabil că copiii au trăit totuși cu totul altfel față de adulții experiența respectivă. Dar, iarăși, la nivel de copii, foarte important e cum, raportându-se la părinți, să vadă în părinți cât sunt de liniștiți și de calmi și de îngrijorați și de optimiști, și atunci și copiii o să preia din starea părinților. Deci, odată părinții pentru ei înșiși și în același timp și pentru ca și model pentru copii, eventual ca să nu le transmită o îngrijorare suplimentară copiilor, ci să-i calmeze și să-i liniștească. Aici aș vrea eu să intervin cu o întrebare, pentru că, cum ați zis și dumneavoastră, partea aceasta de bun simț, până la urmă, dat fiindcă bibliotecarii nu sunt competenți profesional să intre pe partea asta de terapie profesională cu refugiații, ce tip de interacțiune ar putea să aibă bibliotecarii cu părinții? Părinții fiind adulți, e posibil ca ei să se deschidă mai greu sau să se deschidă mai ușor? Ce timp de interacțiune i-ar face pe adulți să se simtă în siguranță în cazul Pentru acesta? refugiați, cred că e suficient să știe că atunci când au nevoie, cineva e acolo și poate să-i asculte, fără să-i judece, fără să dea niște sfaturi sau niște povețe de astea așa universale și ieșite din comun, ci doar cineva care să fie acolo și să fie ca un sprijin emoțional și un sprijin uman. O persoană care îi înțelege, dar, cum le spunea și bibliotecarilor,
Nici cu partea asta, cu înțelegerea, e cu duș și întors, pentru că e greu să înțelegi o situație prin care n-ai trecut. Poți fi empatic cu persoana respectivă, asta cu siguranță, dar să nu exagerezi nici cu partea asta de eventuală înțelegere mai mult decât e cazul, pentru că, într-adevăr, e o situație de război și noi n-am trecut prin așa ceva, nu ne putem decât imagina cum ar fi să fim în situația lor. Mulțumesc și aici mai am eu o întrebare. De unde ar trebui să înceapă interacțiunea? Ar trebui ca dorința de, să zicem, de a vorbi să vină din partea refugiaților sau bibliotecarii să încerce? Nu, cu siguranță din partea refugiaților. Asta era ideea pe care le-am și comunicat-o, să nu exagereze, să nu forțeze persoanele respective să se destăinuie sau să... Că, în primul rând, se pot reutraumatiza dacă cumva au trecut printr-o traumă și nu e o abordare profesionistă, se pot retraumatiza și rămân... și se cronicizează trauma respectivă. Deci, ideea e că dacă sunt acolo și practic permit și sunt un sprijin doar la nevoile refugiaților, e ultra suficient din partea lor. În sensul activităților, în afară de această comunicare, desigur, părinții nu sunt atât de dispuși ca și copiii să intre în activități, în anumite jocuri. Totuși, există alte modalități de a crește rata de interacțiune? Ai considera că acest lucru ar fi beneficiar? Da, nu direct acolo, cât ar putea să le pună, adică în zonele respective să informeze refugiații ce activități se pot desfășura în zonele respective, în așa fel încât să-și ocupe timpul în mod plăcut, mai ales că majoritatea refugiaților, din câte am înțeles, sunt într-o stare de așteptare, în sensul să primească ceva vești și când lucrurile se liniștesc, cel puțin în zona din care sunt ei, cu intenția de a se întoarce în zona respectivă. Deci, adică cam asta e ideea generală. Sunt cumva în stand-by, dar în perioada asta cât sunt de așteptare, dacă sunt informați de activitățile din zonele respective, cu siguranță nu le strică. Pentru relaxare și pentru detașare de situația tensionată în care sunt. Deci, cumva, bibliotecarii, prin punerea dispoziției la acestor activități și prin comunicare. Informațiilor, ce, că în fiecare oraș, fiecare localitate are, dacă nu chiar în zona respectivă, în apropiere, ceva activități specifice, ceva recreativ și pentru adulți și pentru copii, cu siguranță se găsesc activități în care pot fi implicați. Dar tot așa, neforțați, doar să fie informați care sunt activitățile care se pot desfășura în zona respectivă. Pentru că am intrat pe subiectul acesta de activități și de interacțiune activă cu refugiații, ce impact are izolarea? Considerați că unii refugiați se pot autoizola, să nu fie dispuși să participe la activități? Acesta este un lucru dăunător pentru ei sau este doar o modalitate prin care ei consideră că așa se simt cel mai în siguranță? Dacă puteți vorbi puțin de acest factor de Da, izolare. face parte din răspunsul la traumă, așa cumva în terminologia psihiatrică sau psihologică se numește retragere socială ca și termen, adică o autoizolare, fie individuală, fie, cum am înțeles de la bibliotecar, chiar de grup, adică grupulețul respectiv care a venit de refugiați, se retrag într-o cămăruță și nu... Dar, tot grupul, deci nu personal, tot grupul se retrage și stă izolat într-o cămăruță sau într-o zonă pe care au ales-o ei. Și nu e deloc benefic pentru că se întreține starea respectivă de stres, adică
nu se iese din stres, e o modalitate prin care aparent te protejezi de traumă și de situația stresantă, dar de fapt o perpetuezi. Și atunci, de asta ziceam că în interacțiunea cu bibliotecarii, să găsească alte variante, alternative în care se pot implica în afara locuinței, în afara locului pe care îl consideră și face parte, cum am zis, din traumă, un spațiu așa pe care ei îl consideră de siguranță, dar care dă șanse să perpetueze stresul și trauma, neintrând în contact cu alte persoane. Și asta arată, de fapt, cât de importantă este partea și rolul pe care îl au bibliotecarii în a pune la dispoziție aceste Absolut, activități, absolut, în a absolut, ajuta cât mai absolut. mult ca ei să nu se izoleze. Sigur. Mulțumesc foarte mult. Cu această parte am terminat partea de recapitulare și recomandare de activități din cadrul acestui podcast. Urmează să revenim cu partea de feedback, să vorbim despre ce au crezut de fapt bibliotecarii care au participat la acest workshop și cum ați văzut și dumneavoastră workshop-ul, ce alte observații mai aveți asupra impactului pe care interacțiunea cu refugiații o are și asupra bibliotecarilor și așa mai departe. Revenim imediat, mulțumesc foarte mult. Ne-am întors cu cea de-a doua parte a podcastului, unde o să vorbim mai la liber despre experiențele pe care le-am avut și în intermediul workshop-ului și ce alte păreri generale am mai avut în legătură cu derularea evenimentelor în cadrul acestui proiect. Aș dori să încep cu o întrebare deschisă. Părerea ta personală despre workshop-uri, cum l-ai văzut că s-au derulat? Niște diferențe pe care le-ai observat între workshop-ul din Chișinău și workshop-ul din București, de exemplu, și ce ai considera că ar fi util pentru participanți dacă am fi să repetăm această inițiativă, ce s-ar putea face mai bine, unde consider că sunt puncte unde ar trebui să fie pus mai mult accentul în urma experienței căpătate. Eu cred că a fost foarte util, că cred că ei chiar aveau nevoie de o confirmare a lucrurilor care le-au făcut și pe care nu le-au făcut. Adică cineva să le, fiind un lucru cu persoane traumatizate, într-adevăr, până la urmă e și o anumită, poți să ai o anumită responsabilitate sau chiar o vinovăție, tu să te autovinovățești dacă cumva ai greșit, dacă n-ai făcut ce trebuia, dacă se putea mai mult sau în alt fel și așa mai departe. Și să aibă o confirmare, o validare din partea unui specialist dacă ce au făcut până în momentul respectiv a fost ok din punct de vedere profesional sau nu. Adică cam asta a fost nevoia lor pe care am văzut că o aveau. Și chiar au fost întrebări legate de treaba asta, adică dacă a fost ok ce au făcut până atunci și, bineînțeles, dacă sunt niște lucruri care pot fi îmbunătățite, adică să stai cumva liniștit că au făcut tot ce a fost posibil și, în același timp, fără să se supra-solicite ei ca persoane, ca până la urmă și asta e o idee, adică să îi ajut pe ceilalți, dar în măsura în care ai suficiente resurse să aloci și celorlalți și să nu te neglijezi pe tine ca propria persoană. Înainte de a asculta și părerile participanților de la aceste workshop-uri, aș mai dori să-ți adresez întrebarea cum manageriezi de fapt, cum faci această balanță între stresul pe care tu-l acumulezi interacționând cu persoane trecute prin traumă și în același timp să nu te învinovățești dacă, de exemplu, nu consider că le-ai ajutat îndeajuns de mult încât ai putut. S-ar putea manageria Până acest la burnout? urmă, e un sfat general de sănătate și de igienă psihologică, psihiatrică, în sensul să fii atent la tine,
la semnele pe care ți le dă în primul rând corpul, de exemplu, cum te simți, efectiv, dacă începi să te simți obosit, dacă începi să devii la rândul tău stresat, dacă încet devii tu, te întristezi, dacă ai probleme cu somnul și așa mai departe, asta înseamnă că începi să fii și tu afectat la rândul tău de problemele lor. Așa cum le spuneam și lor, partea asta cu trauma la nivel de război e privită ca la un nivel de val, adică are un epicentru cumva în zona respectivă de unde au plecat ei, la nivel uman, și după aceea, interacțiunea oamenilor, chiar și la depărtare în sens fizic, dar apropierea celorlalți oameni, prin apropierea celorlalți oameni și interacțiunea cu persoane traumatizate, la rândul lor traumatizează mai departe persoanele din interacțiune. Deci din persoană în persoană, cu intensitate, bineînțeles, mai scăzută, tot se duce acel val de traumă mai departe. Și de asta trebuie să fie atenți și bibliotecarii care intră în contact cu tipul de ăsta de. Chiar dacă e doar la nivel de depresie sau anxietate, nu e o traumă gen tulburare de stres post-traumatic în adevăratul înțeles al cuvântului și după definiție, tot pot fi și ei la rândul lor afectați de tulburările emoționale inerente situației respective. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns și consider că, în cel puțin în intermediul proiectului, acesta a fost un punct de discuție care nu a fost prevăzut. Acest lucru, cum ați zis și dumneavoastră, că bibliotecarii aveau nevoie și de afirmare că activitățile pe care le-au avut cu refugiații până acum au fost bune din punct de vedere profesional. Aș vrea să ascultăm foarte scurt două răspunsuri pe care participanții din Chișinău le-au avut în urma desfășurării workshop-ului de pe 29 septembrie. Să intru acum cu share screen. Așa. Aici avem primul recording. Matei Stănciugelu, în calitate de manager de proiect al proiectului Acomodare Emoțională pentru Refugiații Ucrainieni, un serviciu de bibliotecă publică în parteneriat cu ABRM și în cadrul programului de subgranting în parteneriat cu Fond. Sunt aici cu doamna Marina Cârmu, directorul Bibliotecii Rășinești Vadului Vode și membru Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aș dori să vă adresez întrebarea ce vi s-a părut cel mai util din ce ați aflat la acest eveniment. Știți, mi s-a părut toată această întâlnire foarte interesantă și foarte utilă, deoarece noi conlucrăm cu refugiații deja de jumătate de an și tot ce am auzit aici și chiar am adresat niște întrebări care pe mine mă interesau personal, ca bibliotecar, că noi lucrăm și cu adulții și cu copiii și tot ce am auzit aici nu e pur și simplu util, este foarte folositor pentru mine ca persoană și că eu pot să ajut și alți refugiați și copii și adulți. Asta e. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai vedem. Da, O zi mulțumim, bună! da, la revedere! Aceasta a fost prima înregistrare feedback și cred că ne arată exact despre ce vorbeam mai devreme. Ei au lucrat deja cu refugiații o perioadă de timp înainte să vină la acest workshop și mi-a plăcut foarte mult că a menționat că nu este util doar profesional, cât și util din punct de vedere personal, exact la Da. ce exact la ce ne refeream noi, la ce ne refeream noi mai devreme. În ce alte moduri consider că acest workshop poate fi util pentru participanți? Am vorbit de partea aceasta de afirmare personală, încât și pe partea profesională. Consider că aceste skill-uri de interacțiune cu persoanele trecute prin traumă pot fi aplicate și în comunicarea cu persoane la nivel mai larg, Da, cu această chestie de siguranță. ascultare și așa mai Da, departe.
Da, păi așa cum pornisem cu ideea că până la urmă nu e o tulburare, adică nu s-au întâlnit cu lucruri extreme, deci cu tulburare de stres post-traumatic, ci cu niște lucruri destul de comune, cum sunt depresia și anxietatea. Ele sunt niște tulburări care apar și în situații nelegate neapărat de război, ci de traumă de orice fel, asta putând fi și la nivel de serviciu, fie la nivel personal și așa mai departe. Adică poți să deprindă niște abilități de a lucra cu persoane traumatizate, dar la nivel ușor sau maxim mediu, în sensul ăsta de traume care duc la tulburări emoționale mai puțin grave. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns și acum am vrea să mergem și la a doua înregistrare, imediat. O să dau din nou partajare ecran. Sunt aici alăturat de doamna. Aurelia Vrabe, Biblioteca Pâlcornească Ștefan Vodă, director. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă adresez întrebarea dacă considerați că ați aflat lucruri noi și utile pentru lucruri cu refugiați în cadrul acestui eveniment. Da, desigur. Toate seminarele și toate atelierele de acest gen sunt foarte utile pentru noi, sunt informative. De fiecare dată ne ducem de acasă cu ceva nou. Deci avem foarte multe de implementat. Am învățat lucruri noi despre cum să ne comportăm și noi în situații de stres, cum să acordăm primul ajutor și cât ori de cât să fim alături de refugiați în momentul când ei au nevoie de noi. Doriți să mai continuați Am sau? vrut să zic că am învățat ce înseamnă să ai o limită în comportament și în exprimare. Cum să-ți reții emoțiile și cum să ajuți pe alții ca să-și retrăiască de nou emoțiile care pozitive, nu negative. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns și sper să mai colaborăm în viitorul apropiat. Cu drag. Da, un alt feedback destul de bun primit de la o doamnă care a participat la evenimentul din Chișinău, care vorbea de fapt de ce lucruri practice poate să implementeze, cum am discutat și noi mai devreme, de a pune la dispoziție activități în ceea ce privește cel puțin lucru cu adulții, trebuie să vină mai mult de la sine. Cum vezi această diferență dacă ai putea să comentezi între adulți și copii în ceea ce privește cine trebuie să înceapă interacțiunea? Sau consider că atât la copii cât și la adulți trebuie să li se pună la dispoziție sau la copii să se meargă mai mult din partea bibliotecarului, să încerce să îi îndemne la activități? Păi, eu din punctul de vedere al lucrurilor cu adulții, eu aș zice că odată ajutați adulții, indirect se ajută și copiii, pentru că practic copiii sunt foarte influențați de starea emoțională a adulților. Și dacă adulții se simt cât de cât în niște parametri ok, atunci și copiii o să rămână emoțional într-un cadru acceptabil. Deci, practic, ajutând adulții, cu siguranță, indirect, se influențează și starea copiilor. Acum, bineînțeles că și copiii pot participa la acțiuni specifice vârstei cu, fără părinți, până la urmă, să participe la activități care să le dea senzația reală că practic nu mai sunt în pericol, fac activități normale, fac activități recreative și sunt departe de zona de conflict și de război și de disconfort. Cam asta ar trebui să înțeleagă, să nu se simtă în pericol. Foarte mare majoritate sunt însoțiți de părinți, deci care le dau siguranță și sunt alături de ei, deci copiii sunt protejați dacă sunt alături de niște adulți, părinții care sunt echilibrați emoțional. Mulțumesc pentru răspuns și asta ar fi următoarea, ultima întrebare pentru acest podcast. Am vorbit despre faptul că dacă ajungi părinții, ajuți implicit și copiii.
Consider că relația este și inversă, dacă ajuți copiii, ajuți implicit și părinții sau... Cu Da? siguranță. Chiar bibliotecarii s-au implicat în activități cumva de recreative cu copiii, care le-au permis și părinților să ia și o pauză bine meritată, să spunem așa, să se ocupe de alte lucruri. Deci, practic, și partea asta de ajutorare a copiilor și de implicare în diverse activități au ajutat și adulții, dându-le timp să se ocupe de alte lucruri. Îți mulțumesc foarte mult, Vlad, pentru prezență și consider că am discutat niște topicuri destul de utile. Sper ca și participanții de la workshop-uri care vor primi această înregistrare să se uite și să-și reamintească cu drag, în primul rând, de eveniment, încât să și afle lucruri noi. Mai ceva de zis în încheiere? Sper să se desfășoare și în alte locații, pentru că nevoia sigur a existat din discuțiile cu participanții, cu bibliotecarii, și atunci persoanele care nu au fost implicate, cu siguranță, mai ales dacă află de tipul acesta de formare, de instructaj, eu cred că vor fi interesați. Mulțumesc și mulțumim din nou și din partea Fundației Progres pentru implicarea ta în acest proiect și o zi bună în continuare și sper să Mare continuăm plăcere. să colaborăm în viitor. Mulțumesc foarte mult, Vlad!